Ghinion pentru un bărbat din Râmnicu Sărat care a fost amendat cu 10.000 de lei pentru că a băut suc în fața unui chioșc. Acesta povestește că a ieșit din casă și s-a dus până la magazinul din fața blocului. Avea declarația completată. Pentru că mai era o persoană înăuntru, a luat un suc din frigider și a așteptat afară să-i vină rândul. Nu a apucat bine să pună sticla la gură că un echipaj de la poliția locală l-a legitimat, iar ce a urmat depășește orice imaginație. În jurul orelor 19 am ieșit afară, practic să-mi iau o pâine, un pachet, ale cele necesare. Un suc, un pachet de țigări și o pâine, practic pentru pâine mă dusesem. În momentul când am ajuns la respectivul butic, un local de aici din zonă, la 5-600 de metri de locuința unde stau, o doamnă plătea o factură în față. Spațiul fiind foarte mic, a trebuit să aștept. Oamenii legii au reproșat din start că a zăbovit mai mult decât era necesar în afara domiciliului, dovada fiind acea sticlă de suc din care băuse în fața magazinului. N-am apucat să beau decât o gură din acel suc și a venit acel echipaj de care era în zonă de la poliția locală, solicitându-mi declarația pe propria răspundere. Acel suc, acea pâine, care m-am grăbit repede să mă conformez, în ciuda faptului că deja eram, zic eu, în termen, nu depășit după orele 22, m-a costat 100 de milioane și de aici consider un abuz a celor de la poliția locală. Râmnicianul spune că, deși discuția a decurs civilizat, cu argumente pentru fiecare informație solicitată de polițiști, totul s-a încheiat cu o amendă de 10.000 de lei, la jumătate dacă este achitată la termen. Gheorghe Ghiță a contactat un avocat pentru a contesta amenda luată în mod nejustificat. Sper să se anuleze sau cel puțin să mi se dea un avertisment pe lucrul ăsta, dacă nu sunt pasibil de plată. Cum o voi plăti, vom vedea. Există însă destui indivizi care au încălcat cu tupeu legile și nu au primit amenzi pe măsura faptelor. De exemplu, cei care au făcut grătare în aer liber sau petreceri cu zeci de invitații în plină pandemie, așa cum a fost cazul lui Comitet din cartierul Poștă, unde totul s-a terminat cu plasarea în carantină a unui cartier cu peste 2400 de suflete. Decizia Curții Constituționale nu face deosebire și îi îndreptățește pe toți cei care au primit amenzi de peste 2000 de lei, date în baza ordonanței de urgență a guvernului care a intrat în vigoare pe 1 aprilie.